Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și în această seară vom termina coșulețul iepuraș. Voi face cea de-a doua parte a tutorialului pe care l-am început sâmbătă și l-am postat ieri. În această seară vom lucra morcovelul, vom lucra tortița, vom aplica ochișorii și vom lucra gurița și năsucul iepurașului. Mai întâi și mai întâi vom începe cu morcovelul. După cum v-am spus, pentru morcov am folosit firul cristal, care este mai subțire, și astfel am obținut morcovelul de mărimea adaptată coșulețului. În cercul magic vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Cel de-al șaselea picioruș. Acum vom închide cercul magic. Vom închide acest rând cu fir alunecat. După care vom lucra 3 rânduri de câte 6 piciorușe. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, 3 rânduri. Noi ne întâlnim după ce lucrăm cele 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri de 6 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un picioruș scurt. Urmat de o înmulțire. Vom continua astfel până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Deci vom continua cu un alt picioruș scurt. Aici va fi un pic mai dificil de lucrat, dar nu vă descurajați. Vom lucra încet, încet. Și veți vedea că vom ajunge la rezultatul final. Mulțire. Avem deja 6 piciorușe. Acum voi face din nou un picioruș scurt și ultima mulțire și astfel am obținut 9 piciorușe scurte. Acum, în continuare, vom lucra 2 rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Deci vom pune firul despărțitor și vom lucra aceste 2 rânduri. Cum vedeți, deja începem. Avem 1, 2, 3, 4, 8. Acum voi face
place cel de-al nouălea ochi. Am vrut să vă arăt că am lucrat în mod corect și sunt 9 ochiuri. Vom continua cu cel de-al doilea rând de 9 ochiuri. Cel de-al nouălea. Deci am făcut cele două rânduri de câte 9 piciorușe. Acum voi trage un pic firul, voi scoate firul despărțitor și voi intra cu croșetul de aici, din mijloc. Voi scoate capătul de fir cu care am început, pentru că vom avea nevoie de el să facem acea mică rădăcină pe care o au morcoveii. Voi pune din nou firul despărțitor și voi lucra două piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Deci, pentru început, un picioruș scurt, cel de-al doilea, iar apoi vom face o înmulțire. Lucrând în acest fel, până la capătul rândului, vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor, lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Știu că aici vă va fi un pic mai greu de lucrat, pentru că este micuț și ne învârtim în cerc, dar încet veți vedea că vom reuși să lucrăm acest morcovel. Mă refer aici la doamnele începătoare, doamnele care nu au atât de multă experiență și de aceea și filmez mai mult, insist asupra filmării, ca și dumneavoastră să puteți învăța un pic, să puteți realiza acest frumos coșuleț dacă vă place. Oricum, eu nu vreau să fac altceva decât să vă mulțumesc tuturor pentru aprecieri. Pentru mine înseamnă foarte mult. Aici voi face ultima înmulțire și am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom face 6 rânduri de 18 piciorușe. Deci vom lucra în cerc fiecare picioruș scurt. 6 rânduri. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri, vă spuneam, pentru mine înseamnă foarte mult. Aceasta înseamnă că munca pe care o fac este apreciată. Așa cum știți, timpul meu liber este foarte, foarte scurt, dar tot timpul liber mi-l dedic lucrului. De aceea și fac tutoriale la ore neobișnuite, ore cu care dumneavoastră nu sunteți învățate,
dar eu când am timp liber, atunci fac tutorialele. Mulțumesc foarte mult, doamnelor nou înscrise pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc din nou doamnelor care v-ați înscris pe grupul de Facebook. În felul acesta mă susțineți. Fiecare like al dumneavoastră este un pas înainte pentru mine. Cu fiecare like pot duce mai departe acest canal de YouTube. Astfel, încet, încet vom învăța cât mai multe lucruri posibile, pentru că, așa cum vă spuneam, întotdeauna este nevoie să învățăm, întotdeauna este nevoie să exprimăm prin lucru ceea ce suntem, ceea ce simțim în interiorul nostru, pentru că în fiecare lucru realizat, fiecare pune iubire, fiecare pune muncă, eforturi, gânduri, fantezie, tot ceea ce ajută în a crea aceste lucrări. Mie îmi pare foarte rău că nu am atât de mult timp la dispoziție pentru a putea lucra cât de mult posibil. Este cea mai mare pasiunea mea, a crea frumosul. Și de aceea vă spuneam, îmi pare foarte rău că timpul meu este atât de scurt, dar sunt nevoită să și lucrez și, cum vă spuneam, lucru pe care îl fac mi-ocupă întreaga zi. Am foarte puțin timp liber la dispoziție. De obicei, zilele mele de muncă încep în jur de 3 și jumătate cel mai târziu și termin seara târziu. Dar aceasta nu mă împiedică să lucrez. Aceasta nu mă împiedică să merg mai departe. De aceea, uneori, să știți că nu reușesc să intru pe Messenger, să răspund mesajelor dumneavoastră, sau de multe ori nu reușesc nici măcar să intru pe grup, pe Facebook, pentru că nu am timp, timpul meu este foarte limitat și atunci când ajung seara, după ce îmi pun la punct toate treburile, abia atunci reușesc să intru pe grup, să văd lucrările pe care le puneți, să vă dau un like, să vă scriu câteva cuvinte, dacă reușesc, dacă nu, măcar un apcibil să-l dau lucrărilor dumneavoastră. Chiar dacă intru târziu, chiar dacă ziua nu am timp, să știți că eu văd tot ceea ce se întâmplă apoi pe grup. Vreau să mulțumesc foarte mult administratorilor care mă ajută enorm. Nu am cuvinte să le mulțumesc lui Sido, Mara, Gabriela, care îmi sunt alături de departe, dar sunt alături de mine. Și de aceea le sunt recunoscătoare. Mai ales lui Sido, pentru că Mara și Gabriela sunt fiicele mele, bineînțeles că mi sunt alături, dar Sido
a legat o prietenie foarte frumoasă cu fetele și cu mine. Ne înțelegem de minune și sunt recunoscătoare pentru ajutorul pe care mi-l dă atât ea cât și fetele. În timp ce discutam, am mers înainte cu lucrul. Deci nu uitați că trebuie să facem 6 rânduri pe 18 piciorușe. Acum suntem la cel de-al patrulea rând și vom continua. Noi ne vom întâlni când vom termina toate 6 rândurile. Am terminat cele 6 rânduri de 18 piciorușe. Acum vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Și vom începe de aici. 1, 2, 3, 4, 5. Acum vom lucra o înmulțire și lucrând astfel până la capătul rândului vom obține un număr de 21 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o înmulțire. Continuând astfel, pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. 1, 3, 4, 5, 6, o mulțire. Și vom continua din nou, lucrând ultimele 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vom face din nou ultima înmulțire. Așa cum vă spuneam, am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte, iar acum vom lucra 5 rânduri de câte 24 de piciorușe. Deci vom merge 5 rânduri în acest mod, fără să mulțim, fără nimic altceva. Deci ne vom întâlni când vom termina aceste 5 rânduri. Am lucrat cele 5 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 1, 2. După care vom face o scădere. Lucrând în acest fel, până la capătul rândului, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Și voi lucra din nou, să vedeți. 1,
două picioarușe scurte, urmate de o scădere. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Nu uitați că trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, am umplut morcovelul cu melană și acum vom continua. Voi intra și voi scoate firul, fără să închei acest picioruș scurt, pentru că voi atașa firul verde. Astfel vom forma partea superioară a morcovului și după care vom lucra frunzulițele. Voi închide acest picioruș scurt cu firul verde și voi continua să lucrez cu culoarea verde. Voi trage aceste două fire bine. Și deci am lucrat primul picioruș scurt. Acum voi face o scădere. Voi continua cu un picioruș scurt. Urma de o nouă scădere. Iar la capătul rândului vom ajunge cu un număr de 12 piciorușe scurte. După ce vom termina acest rând, vom începe să lucrăm cu croșetul mic, cu cel pe care vi l-am prezentat la începutul primului tutorial, croșetul de 1,75. Doar acest rând îl vom lucra cu croșetul numărul 2. Deci un picioruș scurt urmat de o scădere. Din nou un picioruș scurt, o nouă scădere, un picioruș scurt, iar acum voi face ultima scădere și astfel că am ajuns la capătul acestui rând cu un număr de 12 piciorușe scurte. Acum voi scurta aceste fire, pentru că le voi introduce în interior. Voi schimba croșetul. Voi pune croșetul de 1,75, vechiul meu croșet, și vom continua lucrând 6 scăderi una după alta, 6 scăderi consecutive. Acum va lua un alt aspect lucrarea. Vedeți? 1, 2, 3, 4, 5, și cea de-a șasea scădere. Astfel am ajuns la un număr de 6 piciorușe scurte. Vom intra în următorul ochi. Vom face un picioruș scurt,
De unde vom pleca apoi cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț. Și vom începe să lucrăm prima frunzuliță. Începând cu al doilea ochi de lanț, vom coborâ în jos lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea, 3. Vom intra în cel de-al patrulea picioruș scurt, să-mi prind firul, vom intra în cel de-al patrulea picioruș scurt, cel de-al patrulea ochi de lanț, scuzați, voi face un picioruș scurt, voi face 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Și începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, voi face piciorușe scurte, îndreptându-mă către partea principală a frunzei. 1, 2, 3 piciorușe scurte. Voi închide exact în locul de unde am pornit. Vom închide cu un nou picioruș scurt. Mă voi deplasa în următorul ochi de lanț. Voi face din nou un picioruș scurt. 4 ochiuri de lanț. 2, 3, și mă voi întoarce din nou cu piciorușe scurte înspre partea principală a frunzei. Voi face din nou 3 piciorușe scurte. 1, cel de-al doilea, cel de-al treilea și voi închide totul în ochiul de lanț de unde am pornit cu piciorușul scurt. Acum voi intra aici în ultimul ochi de lanț, voi face din nou un picioruș scurt, voi pleca din nou cu 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, mă voi întoarce cu 3 piciorușe scurte spre mijlocul frunzei, 3 piciorușe scurte. Aici este din nou un pic mai migălos. Voi închide totul cu piciorul scurt în ochiul de lanț de unde am pornit. Și astfel am realizat prima frunzuliță. Ne vom îndrepta în cele 6 ochiuri de lanț cu care am început rândul de unde formăm frunzulițele. Vom face un picioruș scurt. Și de aici vom pleca din nou cu aceleași 7 ochiuri de lanț și vom lucra în modul în care v-am explicat. Deja prima frunzuliță am realizat-o, după cum vedeți. Va fi nevoie să lucrăm alte 2 frunzulițe. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste frunzulițe. 2, 4, 5... Fac și eu cele 7 ochiuri de lanț și ne vom întâlni când terminăm de lucrat frunzulițele. Am terminat frunzulițele morcovelului. Acum voi
scurta firul și voi închide partea de deasupra. Vom închide lucrul. Cu acest capăt de fir care ne-a rămas, după cum vedeți aici la mijloc avem o mică găurică. Cu acest capăt de fir noi vom merge un pic de jur împrejur pentru a închide acea găurică și vom ascunde apoi firul. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți face acest lucru și cu acul, dacă vă este mai ușor. Eu îl fac cu croșetul. Am făcut un nod aici. Voi trage din nou firul pentru a-l ascunde bine. Și în felul acesta vom termina morcovul. Scoate și acest capăt de fir care a ieșit, le voi scurta. Iar acum, uitați-vă, morcovelul cu frunzulițele sale. Acum aici, în vârf, vom tăia și de aici firul și vom lăsa o bucățică foarte, foarte mică, cât pentru a părea acea rădăcină a morcovelului. După cum vedeți, morcovul este gata. Acum, partea cea mai importantă și partea la care eu mă gândesc de sâmbătă este tortiță. Pentru tortiță eu am lucrat șnurul de macrame, șnurul simplu. Am lucrat în culoare alb și în culoare nude. Apoi le-am împletit între ele și le-am lipit pe acest fir metalic pentru a da stabilitate tortiței. Stau și mă gândesc că doamnele începătoare nu știu să lucreze acest tip de șnur. De aceea m-am gândit să fac tortița pentru acest coșuleț într-un alt mod și vă voi arăta imediat cum. Dacă vă amintiți, la început v-am arătat un fir metalic un pic mai larg, mai lat. Acum am decis să folosesc acesta mai îngust, pentru că, așa cum spuneam, eu tortița coșulețului am lucrat-o în șnurul modelul șnurului de macrame simplu, doar că am folosit firul Bravo. Lungimea tortiței are 35 de centimetri. Dar cum doamnele începătoare nu știu să lucreze acest fir și le va fi foarte greu să lucreze, mai ales cu firul Bravo, eu am decis să facem un alt fel de tortiță pentru acest coșuleț. Și vom lua firul de culoare nude și îl vom pune în patru. Am făcut un fir. Voi face al doilea, de aceeași lungime, și tot așa voi pune firul în patru. Am
realizat cel de-al doilea fir, culoare nude, iar acum voi realiza cel de-al treilea fir, vă rog să scuzați dezastru pe care îl fac, cu culoarea albă. Exact de aceeași lungime voi face firele, voi pune din nou în patru culoarea albă și apoi veți vedea ceea ce voi face. Eu sunt sigură că rezultatul va fi satisfăcător și vă va plăcea. Sunt sigură de aceasta. Oricum, o să vedem la urmă. Deocamdată sunt în faza în care experimentez, adresându-mă dumneavoastră, doamnele începătoare. Voi lua firul metalic și voi lua fiecare fir în parte și îl voi răsuci. Voi pune firul metalic aici. Îl voi întoarce un pic așa ca să-i dau stabilitate. Felul acesta. După care, încet, încet, voi răsuci firul îl voi răsuci pe firul metalic. În felul acesta îi voi da stabilitate. Vedeți? Îl vom suci în acest fel. Așa vom proceda cu toate trei firele. Deci le vom răsuci în jurul firului metalic. Când vom termina de răsucit toate trei firele, ne vom întâlni. Am pus firul de sârmă în jurul celor trei șnururi pe care le-am format. Acum voi împleti acestea ca și cum aș face o codiță. Le vom împleti în trei, în felul acesta. Firul de sârmă le va da stabilitate, bineînțeles, și vom reuși să aplicăm tortița. Asta este valabil pentru doamnele care nu știu să fac șnurul simplu de macrame. O altă idee ar fi să lucrați un număr de 6 ochiuri de lanț și apoi să lucrați piciorușe scurte, 6 piciorușe scurte, tubular, pentru a forma tortiță. Puteți face o porțiune de 35 de centimetri cu culoarea albă și altă porțiune de 35 de centimetri cu culoare nude. Și apoi să le răsuciți între ele și să formați tortița. Aceasta este o posibilitate mult mai ușoară pentru, așa cum vă spuneam, pentru doamnele începătoare. Eu voi încerca să vă arăt apoi și modul în care se poate lucra cu firul Bravo, firul de șnur simplu. Și apoi voi lăsa la alegerea dumneavoastră să lucrați în modul în care doriți. Și acesta care vi-l arăt acum îmi pare un mod foarte, foarte eficient
pentru că îi dăm stabilitate și nu vom avea nevoie să mai aplicăm firul metalic care de l-am prezentat la început, acel fir un pic mai lat. După cum vedeți, codița noastră stă bine, nu se îndoaie, pentru că este important ca coșulețul să-și păstreze forma. Eu voi continua să împletesc și ne vom întâlni când voi termina de împletit toată această tortiță. După cum vedeți, am terminat de împletit tortița. Aici la capete am fixat cu firul metalic și vedeți că și aceasta arată frumos. Aceasta, așa cum vă spuneam, este o posibilitate pentru doamnele începătoare de a face tortița pentru acest coșuleț. Eu voi continua cu coșulețul meu. Acum voi lăsa la alegerea dumneavoastră modul în care veți lucra. Voi continua cu coșulețul și voi aplica ochișorii iepurașului. Pentru aceasta, ați văzut, v-am prezentat ochișorii cu dimensiunea, cu diametru de 1,5 cm. Apoi vom avea nevoie de gene false pe care, dacă aveți dumneavoastră, pe care eu le-am cumpărat din comerț, și voi atașa aceste gene ochișorilor. Am nevoie un pic de croșet pentru a reuși să le desprind de aici, pentru că ele au deja lipiți. Voi lua de aici una dintre aceste gene, voi lua ochișorul și începând de unde este culoarea, voi lipi direct pe ochișorul. Uitați-vă, în felul acesta. Deci nu avem nevoie să facem nimic mai mult. Ele vor sta fix aici, aceste gene false. Voi scurta. Voi scurta în felul acesta. Și le voi lipi. În același fel voi proceda și cu cel de-al doilea ochișor. Această bucățică eu mi-o țin, nu știu unde poate fi necesară. Voi proceda la fel și cu cel de-al doilea ochișor. Voi aplica o altă pereche de gene. Acestea cu siguranță le puteți găsi, după cum am auzit, în România, fie în jumbo, fie în alte, chiar în magazinul de produse cosmetice, cu siguranță le găsiți. Și în felul acesta nu va mai fi nevoie să le coaseți, pentru că oricum și acelea cusute sunt foarte frumoase, dar nu vor avea acest aspect care l-au genele false. Voi scurta și aici, în felul acesta. Uitați-vă, ochișorii i-am pregătit de... Scuzați. Oboseala începe să spună cuvântul. Acum voi lua lipiciul lichid și voi lipi ochișorii exact în dreptul urechiușelor. Am coșulețul aici. Voi pune lipiciul lichid pe spatele ochișorului. Nu este nevoie de foarte mult.
doar cât să-l putem fixa, să-l putem lipi bine. Și voi lipi acest ochișor exact în dreptul primei urechiușe. Apoi voi lua cel de-al doilea ochișor și îl voi fixa în dreptul celeilalte urechiușe. Deci între ele va fi o diferență de 4 piciorușe. Acum am aplicat ochișorii, după cum vedeți. Următorul lucru pe care îl vom face va fi să lucrăm măsucul și gurița. Pentru aceasta, după cum vă spuneam, am folosit firul de macrame de culoare roșie, firul cu numărul 5. Voi pune firul în două. Sper să reușesc să-l pun repede. Acum vom lucra năsucul și gurița iepurașului. De la ochișor voi lăsa 1-2 rânduri în jos. Și apoi, cu atenție, voi fixa mijlocul. Voi intra un pic de aici pentru a ascunde nodul. Am făcut nod la firul de ață și voi încerca să formez năsucul. Ar trebui să dau camera un pic mai sus, însă dacă o voi schimba nu veți reuși să vedeți ceea ce lucrez. De aceea am lăsat-o în felul acesta. Mă voi îndrepta în jos, încercând să formez un triunghi. Din acest rând, las 1, 2, 3, voi intra în al patrulea rând și voi forma un mic triunghi. Veți vedea imediat cum. Deci am intrat cu acul aici. Mă voi întoarce din nou în sus. Voi lăsa 1, 2, 3. Deci 1, 2. Voi intra în cel de-al treilea ochi. Voi ieși din nou. Partea inițială. Mă voi întoarce. Vedeți? Am băgat acul aici și voi forma ca un mic nod în felul acesta. După care voi continua să lucrez năsucul. S-a făcut în acest mod. Pentru că întotdeauna stau și mă gândesc modurile în care voi putea realiza cum trebuie fața lucrărilor pe care le execut. Deci am făcut acel mic nod acolo în capăt, așa, și de acum mă voi întoarce spre mijloc. Voi intra de o parte aici aici
deci este un pic mai delicată lucrarea. Mă voi îndrepta din nou în sus. Voi încerca să îmbrac încet, încet toată această porțiune. Vedeți, voi intra și de o parte și de cealaltă, încercând să creez un botic cât mai frumușel. Știu că vi se va părea ciudat acest mod, eu am încercat și încerc în toate modurile posibile, așa cum v-am spus, să vă fie ușor și dumneavoastră și lucrarea să aibă un aspect cât mai plăcut. Acum voi intra din nou în partea de jos aici. Eu sper că doamnele care sunt experte să nu râdă de modul meu în care lucrez, dar așa cum vă spuneam, întotdeauna încerc să inventez, încerc să fac în modul în care să lucrarea să aibă un aspect cât mai atrăgător, cât mai plăcut. De o parte, de cealaltă, până când voi ajunge să umplu această porțiune. Poate părea ceva exagerat, ceva straniu pentru dumneavoastră, eu știu. Încerc în acest mod. Acum mă voi întoarce în sus. Încerc să prinde lucrarea. Voi veni din nou în jos și voi intra în același punct de început. Iar aici voi încerca să fac burica în jos, centrul acesta, voi lăsa 1, 2 piciorușe. Voi trage bine firul, chiar dacă este un pic cam strâmb, voi încerca să ascund firul cât mai departe posibil. În felul acesta am creat și celălalt năsuc, cam ceva de genul acesta am lucrat. Acum voi tăia firul de aici, îl voi scurta, așa cum am spus, doamnele care lucrează de foarte mult timp jucăria amigurumi mă vor scuza pentru ceea ce am lucrat. Eu știu că ele sunt specialiste, dar așa cum vă spuneam, eu sunt mai mult cu partea de design, cu creația. Așa.
acum voi lipi tortița. Eu voi lipi tortița mea, pe care am făcut-o cu firul de șnur macrame. Și apoi, în seara aceasta, nu cred, pentru că este foarte târziu și sunt foarte obosită. Dar mâine dimineață, în momentul în care va intra pe YouTube acest tutorial, voi face un tutorial foarte scurt în care vă voi explica modul în care puteți lucra singure acest tip de șnur, de macrame. Bineînțeles, dumneavoastră îl veți face cu firul cu care sunteți obișnuite să lucrați. Acum aranjez aici capetele tortiței, scurtez firul metalic care este în plus și continui să lipesc un pic șnurul în felul acesta. Îl presau un pic. Aici, în partea unde este nodul cel mai mare, voi scurta firul și îl voi îndoi în acest mod pentru a-l atașa lucrării. După care, din nou, voi pune lipici lichid pe prima parte a tortiței și pe firul metalic voi pune lipici din abundență, pentru că am nevoie ca tortița să stea fixă și o voi fixa. Până când se va lipi, voi pune aceste plămițe și între timp voi atașa și cea de-a doua parte a tortiței. Voi pune din nou lipici lichid. În abundență, pentru că am nevoie să stea fix. Voi lua măsura exactă și voi atașa și această altă parte. Vedeți, lucrarea este aproape gata. Ceea ce urmează să facem este doar să atașăm morcovelul. Acum dumneavoastră îl veți atașa în care parte veți dori. Eu unul l-am pus pe partea stângă. Cred că acesta l-alt îl voi pune pe partea dreaptă. Voi schimba aici agrafa, acul, felul acesta. Voi pune
lipiți pe suprafața morcovelului. În felul acesta voi pune un pic de lipiți. Și începând de la tortiță, îl voi atașa în acest mod. Îl vom ține un pic apăsat să se lipească. Este un pic de lucru, bineînțeles, la acest tip de lucrări, dar așa cum vedeți, până la urmă rezultatele sunt satisfăcătoare, sunt destul de frumoase. Mie îmi place ceea ce am reușit să realizez. Așa cum v-am promis, mâine voi pune și un scurt video în care voi prezenta modul în care puteți realiza tortița cu șnurul tip macrame, doar că îl vom face cu firul Bravo, așa cum ați văzut. Eu va fi nevoie să stau un alt pic aici și să se lipească bine morcovelul, să se lipească bine tortița. Sper să vă placă ceea ce v-am arătat, unde am greșit puteți să mă corectați. Însă așa cum vă spuneam întotdeauna, din greșeli învățăm toată viața, întotdeauna învățăm ceva nou, întotdeauna suntem atenți în jurul nostru la ceea ce se lucrează, la ceea ce se creează. Acesta este cel de-al doilea coșuleț, după cum vedeți. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce v-am prezentat. Vă fac o imagine de ansamblu cu cele două lucrări. Sper că se vede. Sper. Pare rău că nu pot da un pic mai în spate, ba da? Un pic mai în spate camera. Și vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră. Scuzați dacă am făcut ceva greșit, dar eu aștept un like de la dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș, vă urez noapte bună, somn dulce, vise plăcute și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. La revedere!